Adelina Petre. Acum doar eu rostesc acest nume, dar mâine vă promit că va fi pe buzele tuturor celor din jurul meu. Evident, vă întrebați de ce. Se spune că persoanele care poartă numele Adelina au curajul să viseze pentru ca mai târziu visele să devină realitate. Suntem copii și visăm mereu. Sunteți adulți și visați mereu. Numai că voi le spuneți obiective acelor vise îndrăznețe. Acum 2 ani, locul meu era în public. Vedeam alți copii cum vorbesc pe scenă. Așa că am început să îmi planific pașii. Acasă, pe ascuns, exersam în fața oglinzii. Chiar la final îmi imaginam aplauze furtunoase. Până când, într-o zi, minunea s-a produs. Am fost invitată în față să spun ceva. Rezultatul îl vedeți și voi. Nimic nu m-a mai oprit. Acum sunt aici. Iar mâine, mai departe, în fața altor persoane, acolo unde o să am ocazia să exersez pentru a deveni un vorbitor desăvârșit. Ce m-a adus de acolo, de la vis, aici, pe scenă, în realitate? 3 pași simpli pe care, în opinia mea, orice lider de valoare îi aplică atunci când are de îndeplinit un obiectiv. 1. Stabilește un vis la care să viseze neîncetat. 2. Își planifică pașii și face ceva zilnic pentru îndeplinirea visului. 3. Pentru că atunci când este momentul să acționeze așa cum și-a planificat. Știu, pare fi complicat, dar ce este simplu în viață? Eu cred cu tărie că doar cine îndrăznește învinge. Depinde de voi ce ați ales astăzi. Vă mulțumesc! Aplauze, aplauze pentru Adelina Petre! Hai, okay, am înțeles noi ceva. Obiective, dorințe. Adelina? Da? Suntem da? Live, suntem live acum pe da. Facebook, suntem live, știai? Da. Suntem live și oamenii da. Ne pot da love, ne pot da like, pot câștiga da. Premii, pot face absolut orice. Mulțumim da. Tare mult pentru intervenție. Fiecare om în parte va trebui să facă un astfel de moment. Du-te acolo, e foarte bine, stai liniște, că îți găseam noi microfonul până la final. Doamne ajută, ne vedeți? Suntem acolo? Suntem bine? Suntem bine? Alo? Alo? Suntem în mol? Maria, suntem în mol, fii atentă, suntem în mol acolo. Suntem live? Da, suntem. Și veniți, ne auziți? Da, cu toții? Suntem în Play Shopping City, veniți aici pentru că vrem suntem să vă dăm aici. Premii. Sau rămâneți acolo și tot vă dăm premii, că este foarte bine. Ce trebuie să fac oamenii ăștia? Să dea share, să dea like, ce trebuie să fac? Trebuie să intrați pe generația lui John, care prima postare va fi acolo, va apărea prima, este concursul organizat de tine, la tine pe pagină. Așa zi, dă vina pe mine, că trebuie să super. Dați like, trebuie să votați măcar o singură dată, deși cred că toți ați votat mai mult decât o singură dată. Și veți intra automat, trebuie să mai dați tag unui, încă unui prieten în postare și sunteți automat înregistrați în concursul cu miza. Hai să arătăm, pe care să arătăm pe cei din mall, cei care sunt alături de noi chiar acum în prezent și cărora le mulțumim tare mult, să le arătăm că sunt și pe Facebook și hai să arătăm, hai rapid să vedem ce se întâmplă fix. Da, ei sunt cei care și-au dorit tare mult să afle care este invitatul anului 2017. Da, domnule, așa arată acum live-ul pe Facebook. Și mulțumim tuturor celor care sunt prezenți și chiar o să enumăr acum rapid și prietenii noștri. Și avem așa, Play Shopping City, Școala Internațională Spectrum Ploiești, Starbucks Play Shopping City, Bibi Vacanța, FX Auto, Four Star Pizza,
Fitness Nico, Sorin Petculescu. Ai mai zis și tu că mă doare gâtul, mai pot. Ovidiu Cristea, Airsoft Ploiești, Tovic Med, Adina Tudorie, Asociația Generației de Astăzi, Pam Pam Media, Kiss FM, Info Ploiești City și Radio Prahova. Cei care l-au și găzduit pe John, pare mi se, în ultimele câteva zile. Ai tot fost la radio, ai vorbit despre gală. Și eu mi-am dorit tare mult. Mi-am auzit numele și mi-a plăcut teribil. Doamne, super, super, super. Bun. Ați văzut mai devreme cum a venit Adelina aici, să o luăm așa, rând pe rând, pe rând, pe rând. Vino, 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 Fabiana, vino, 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 nu, că n-ai cum să scapi. Nimeni nu scapă. Și cu 10 voturi. Și cât, domn Daniel, cred că aveți măcar 3-4 voturi acolo. Fabiana, un microfon și am rugămintea să iei către cei de aici. Și cei de pe Facebook te vor vedea, dar ne interesează tare mult ca cei de aici din realitate să te înțeleagă. Deci, stai acolo un moment de 10-20 de secunde. Care să te definească pe tine? Un băiat mai devreme spunea că vrea să zică un banc, dar foarte scurt. Deci poți să te scoți și tu rapid cu treaba asta sau să mai cânti ceva, pentru că cei de pe Facebook nu te-au văzut. Succes! Ce te chine genul ăsta, doamne! Voi cânta piesa Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prosperio año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prosperio año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mulțumim, mulțumim tare mult. Bravo, vă rog, bravo, să mă bravo, bravo. În continuare. Mai avem 11 minute și 20 și 19 secunde și 18 secunde în care puteți să votați. Nu știu dacă se întâmplă vreo minune așa după o secundă pe alta. Mulțumim, mulțumim tare mult. Hai, 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 hai. Toată lumea așa rând pe rând. Pasați și voi microfonul de la una la cealaltă. Te-ai gândit ce să faci? Sincer? Nu. Nu, e bine. Așa fac și eu, improvizez de fiecare dată. Și vezi că sunt oameni pe bune, nu sunt doar like-urile de pe Facebook, da? Da. Deci dacă îți dă lumea acum cu love pe Facebook, e pentru că te place. Dacă îți dă cu angry, e pentru că nu știe de like. Exact. Dar nu sunt oameni răi, că noi avem oameni buni. Succes! Mulțumesc! Mă cheamă Andreea Chiriță. Pot să spun că după emisiune, chiar dacă am avut o temă pe care puteam să o dezvolt, pot să spun că am prins mai mult încredere în mine și prietenii m-au văzut altfel, m-au apreciat pentru ce am spus, pentru curajul de a veni în emisiune și cred că fiecare din noi merită să spună ceea ce crede și ceea ce gândește. Mulțumesc! Și chiar dacă mai sunt 10 minute, puteți să mă votați, Andreea Chiriță. Mulțumesc! Bravo, bravo, Maria, 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 du-te mă și ai microfonul, tu nu vrei să mai vorbești la microfon deloc? Păi ce facem aici? Au fugit cu microfonul meu și nu știam ce să mai fac aici, eram pierdută. Eu dacă n-am un microfon, ce mă fac? Pe mine mă descrie microfonul. Ia să vedem, Ines, ce ne poți spune tu despre tine? Haide, te rog, ai 2 minute la dispoziție în care să ne convingi despre ce ai vorbit tu astăzi în emisiune. Ce de fapt, darnic astăzi, ești, Maria, despre ce ai vorbit tu în emisiune la John? Am fost în emisiune la John acum, de fapt destul de curând, și am vorbit despre anturaje, prieteni și cum sunt unii catalogați în funcție de situația lor materială. Pot spune că eu nu sunt de acord cu aceste catalogări și fiecare ar trebui să se descopere pe sine și să arate fața lui reală celorlalți, nu să se dea drept altă persoană doar pentru că vor să pară mai interesant sau să intre în anumite grupulețe. Consider că nu ar trebui să existe în ziua de azi oameni care să mai spună că uite, ăla e prost îmbrăcat, nu-mi place cum se îmbracă cel de acolo sau nu are nu știu ce de firmă. Nu.
Eu, sincer, nu sunt de acord cu așa ceva și fiecare ar trebui să se simtă bine în pielea lui și să nu catalogheze persoanele în funcție de cum se îmbracă sau ce aud despre ele. Și cam atât. Mulțumim frumos, Ines, mulțumim că ne-ai spus părerea ta și o invităm acum pe Mara, Sonia. Mara este sora ta pe care, cu care eu am fost la grădiniță și de-aia am zis că cine știe. Te rugăm, Sonia, spune-ne despre cum ai ajuns tu să fii în poziția în care te afli acum și cum ai reușit să-i motivezi pe cei care erau la latitudinea, să zic așa, a votului și tu ai fost și de ce te-au cum i-ai făcut să te voteze? Ok, nu o să vă rog să mă votați sau ceva. Pentru mine cel mai important lucru este să-mi promovez structura și să vă spun cât de mândră sunt de ea. Scopul nostru este unul foarte bun pentru toți elevii de la noi din județ. Ne dorim să le facem vocea auzită, chiar dacă ei, lor le e frică să se întâmple chestia asta. Noi vrem să reprezentăm cât mai bine fiecare elev. Cum am reușit eu să fiu votată? Prin implicare și eu am pornit de jos ca și șefă de clasă și treptat am început să realizez că întotdeauna mă plângeam de anumite lucruri, dar nu făceam nimic să schimb lucrul respectiv, așa că am zis, uite, o să schimb eu și sigur se va lua și colegul de bancă după mine. Deci singura modalitate prin care chiar putem face ceva la noi în țară, în general, în legătură cu orice subiect, este să fim puterea exemplului și să nu-l lăsăm pe vecinul să facă acel lucru și să începem chiar noi. Chiar dacă nu mă veți vota, vă rog frumos să dați like la pagina noastră de Facebook, Consiliul Județean al Elevilor, să vedeți și voi ce proiecte frumoase facem și să le spuneți și colegilor, prietenilor, de faptul că noi existăm și suntem aici să vă facem vocea auzită. Mulțumim! Sună bine! Sună foarte bine ce spui tu acolo. Deci, cum ai spus, pagina Consiliului Județean al Elevilor, Prahova. Este foarte important să mai avem reprezentanți. Eu sunt încă elevă și, credeți-mă, aveam mare nevoie de cineva care să ne facă vocea auzită. Nu trebuie să zici asta, nu trebuie să zici că ești elevă, niciun caz, nu. Trebuie să te vadă sunt cel elevă. Puțin, trebuie să te vadă lumea cel puțin studentă, nu să spui că... Dai bacalaureatul? Dai bacalaureatul, nu? Da, din păcate dau bacalaureatul anul acesta și este un stres fantastic. Ei. Îl iei, da? Îl iau, firește. Vreau să știu cine are telefonul acum. Mine. Cine are telefonul acum la el? Cine are un telefon? Cine are un smartphone? Eu, se ridice mâna sus. Acolo. Cine? N-are nimeni, vezi? Da, uite acolo. Bun, vreau să spuneți dacă suntem live și puteți să ne dăm și un... ai dat share? Dă share acum pe pagina Generația Legion. Intrați pe pagina Generația Legion ca să dați share la acest live, ca să știe cât mai multe lume că suntem aici, în zona Scărilor Lante, în Play Shopping City și împreună aflăm care este invitatul anului 2017. Zici că e Revelion, mă, deci ei, pe bune. Zici. Da, zici că e 12 noaptea, pe bune. Uite, oamenii socializează. Mie asta îmi place. Mie îmi place că oamenii socializează, oamenii sunt pregătiți pentru următorul moment. Uite, ne filmează lumea live. Suntem acolo cu toții, Cosmin, Bogdan. Hai vino și tu. Vino că mai avem. Uite, mai avem 5 minute. În 5 doar minute dacă 5 minute până se termină votul. 5 minute în care puteți să cumpărați ce vreți voi, dar nu voturi. Doamnelor și domnilor, alături de noi, iartă-mă, Maria ta, iartă, Doamne, cât de înalt ești. Asta e. Ține ceva, oamenilor, ceva inspirațional, ceva care să placă. Eu nu știu să cânt, dacă vrei cânt în închidere, ca să plece lumea. Nu, că poate se strânge lumea. Am și înțeles. Noi nu vrem asta. Dar, nu știu, m-am trezit recent. Eu încă dorm pe mine. E bine că te-ai trezit. Sunt oameni care nici până la ora asta nu s-au trezit. La propriu. După 30-40 de ani de existență. După 20 ceva de ani de lupte seculare. Dar, zi-mi despre experiența din emisiune. Cum ți s-a părut? Am venit de destul de multe ori în emisiune. Mi-a plăcut cam de fiecare dată. Te rugăm să nu insiști. Nu-ți dăm niciun salariu. Nu-ți face griji. Și... de fiecare dată mi-a plăcut, m-am simțit bine și zic că de-a lungul timpului am avut lucruri de învățat din experiențele astea. Ai simțit că evoluezi, că înțelegi ceva, că te ajută la ceva o prezență într-o emisiune pentru tineri? Da, și chestia asta e și vizibilă în înregistrările emisiunilor. Adică te uiți, odată ești în tricou, odată în cămașă, odată într-o cămașă și sacou, glumesc. Da. Mai mult de atât. Mulțumim și asta tare o evoluție, mult. Să știi. Corect, așa este. Mulțumim tare mult, Bogdan. Mergem mai departe către Florentina, Alina. Alina sau nici mai Florentina sau Alina, sau ambele. Alina. Dar nu-ți fie teamă, vine aici alături de mine.
Zi la microfon, 3 minute. Mă numesc Adam Florentina, mi se nu, zice... Nu, n-ai înțeles. Zi 3 minute, atât, 3 minute. 3 minute. Nu, adică atât a mai rămas, uite-te. Vezi, 3 minute. A mai rămas 3 minute. Deci asta înseamnă în 20 de secunde să ne spui ce vrei tu, dar să fie frumos. Păi, mă numesc Adam Florentina, am 19 ani, sunt studentă și emisiunea a fost modalitatea prin care am încercat să spun tinerilor despre înscrierea la facultate și nebunia care este în jurul acelor dăți. Iei bursă? Nu. Vezi, dacă spunești despre bursă... Era extraordinar să le spui mamă, domne, primești bursa pe zi pe card, stai și aștepți o săptămână, două, trei, sunt și nu se întâmplă nimic. Nu prea merg pe premisa asta cu bursă și note mari. Eu sunt mai mult cu contează ce ai în cap mai mult decât note. Unor păr, altor fără. Da. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Următorul. Haide, mai avem 2 minute și 40 de secunde. Hai, Maria. Hai, Maria. Bună, 10 secunde. Gata, mă numesc Maria, am 16 ani, îmi place foarte mult să scriu poezie, am descoperit această pasiune acum 2 ani. Zi și mie un vers, zi ceva care să rimeze. Ei, acum, așa, frumos. Am, a fost odată ca în povești. A fost ca niciodată. Perfect, așa și mai departe, în poezia, despre tine. Îmi place să prezint spectacole, îmi place să pictez foarte mult pe pânză. Dacă știam. Pe sticlă, îmi place să schițez foarte mult, îmi place să iau interviuri. Sunt o fire foarte activă, foarte sociabilă, îmi place să comunic. Deci, votați-mă, Maria Stan, în continuare. Deci ai un fan aici care e de la început și mi-a spus că e din Târgoviște. Dar nu vorbim despre el acum, mulțumim tare mult. Următor, ia uite acolo ce se joacă lumea, toți copilași, ia ce se întâmplă. Uite, suntem live, suntem pe Facebook, asta. Ai dat share? Ai reușit să dai share la live-ul de pe Generația Legion, da? Ia zi-ne, domnul, rapid, prezentabil, așa cum ești tu în această seară. Numele este Cosmin, am 17 ani. Și tot ce vă zic este să lăsați calculatoarele și telefoanele și hai afară la mișcare. Asta a fost tema emisiunii mele la John. Deci ne invizi la mișcare ca să arătăm impecabil așa ca tine, mulțumim. Mersi. Mai departe, haide, cine n-a mai fost, n-a mai fost. Mai am un minut. Hai că o să vă iau așa direct de pe... Bună. Care e blogul tău rapid pentru cei care sunt aici alături de noi? Blogul meu mai nou este madiskindofliving.ro, mi-am luat domeniu. Stai, că ai zis foarte rapid și nu am înțeles nimic. Madiskindofliving.ro. Madiskindofliving. Este blogul meu, este domeniul meu mai nou și mă puteți găsi acolo, puteți comunica cu mine, îmi șeruiesc ideile cu voi și sunt încântată de asta și sper că vă place ceea ce scriu. Și pentru mai multe ne auzim acolo, pe pagina mea. Da, ne și citim. Mulțumim tare mult. Mergem la domnul premier. Cum e cu live-ul? Spuneți-ne. Bine, se uită 5-6. Câți e? Uite, 1 acum, 2. Cum e cu live-ul? E fantastic? Nu, e slăbuț. Dar tu crezi că lumea ar trebui să te voteze pentru premier sau pentru că ai fost în emisiune? Pentru că am fost în emisiune. Și ți-a plăcut? Da. Noi te încurajăm în continuare să te dezvolți, da? Să nu te lași bătut pentru că n-ai de ce. Neastră, cine n-a fost? Aoleu, nu mai e? Face semne. Băi, ceasul. 20 de secunde, mai puțin de 20 de secunde și se termină unde sesiunea șampania? De vot. Unde șampania? Maria, unde șampania? Unde este șampania? Nu știu unde este șampania, dar știu sigur că suntem aici. Doamnelor cu toți și domnilor, 6 secunde, 5 ei. Secunde, 4 secunde, 3 secunde, 2, 1... Și s-a încheiat. La mulți ani 2018. Să nu dați refresh. Vă rog să nu dați refresh, că dacă ați dat refresh, deja știm cine este invitatul anului 2017. Trebuie să uitați pe telefoanele voastre, pentru că din acest moment începem să dăm premii. Deci de acum încolo dăm premii și pentru cei care sunt pe Facebook, dar și pentru cei care sunt aici alături de noi. Asta pentru că avem pentru voi pregătite vouchere de la Starbucks. Uite, avem chiar pentru Airsoft. Știi, ne îmbrăcăm, avem un echipament din ăsta militaresc. Mie, dacă nu-mi dai arma... Păi și armă. Și arma? Da, una este singură. Inclusă? Da, cu tot cu biluțe, cu ce mai trebuie. Ce frumos! Așa, avem și vouchere din partea Play Shopping City, da? Dar toate lucrurile astea le vom face după o pauză de 5 minute. Avem 5 minute de pauză și de muzică, 5 minute în care ne reglăm conturile. Domne, care a dat mai mulți bani, mai puțin bani, cine mai dorește, cine mai poftește și tot așa. Voi stați acolo că suntem cu voi. Suntem aici și vă privim. Muzica să sus. Știți. Noi vă vedem.
ce mari în seara de Crăciun. Sculați voi români plugari în seara de Crăciun. Că vă vin corindători în seara de Crăciun.
E noapte, e târziu și străzile spustii. Din nor fulguie încet pe pământ stele argintii ce plutesc ușor. Toată lumea se adună lângă brad în ajunul Crăciunului. Copiii, părinții și bunicii tremură de emoții așteptându-l pe... Afară este frig, iar pomii gem de nea. În casă e belșug, cozonaci rumeni copți deja, mirosind anunci. Se aude cineva care bate la geam sau cineva care coboară pe horn. Deodată lumânările din braț se aprind. Totul s-a luminat. A venit! E Moș Crăciun, e Moș Crăciun, chiar în ajun. Moșul cel bun ți-aduce în dar tot ce ai visat, tot ce ai dorit. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Plecam fiecare iarnă să vezi pe moșul cel adevărat. Cu toba lui cea plină merg-n prinză vezi, să strângem în brațe și să-i spun ce mult l-ai așteptat. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun, e Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Chiar în ajun moșul cel bun ți-aduce-n dar tot ce ai visat, tot ce ai dorit, se subrat. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Plecam fiecare iară să vezi pe moșul cel adevărat. Cu tolba lui cea plină merg-n prinză vezi, să-l strângem în brațe și să-i spui ce mult l-ai așteptat. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun, e Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Chiar în ajun moșul cel bun ce dar tot ce ai visat, tot ce ai dorit, ne s-a surat. E Moș Crăciun, e Moș Crăciun. Plete d'albe a sosi de vinămezi și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Se povestește. 2, 2, 2, 5 minute, atât. 5 minute și aflăm exact invitat only 2017. Dăm premii pentru toată lumea. Filmăm, punem poze pe Facebook. Dăm check-in din Play Shopping City din Hai la gala Generația lui John 2017. Și mă bucur tare mult că oamenii stau și pe internet. Sonia acum zice: da, fată, nu m-au votat ăștia, mă. Deci am aflat că n-am ajuns invitat only 2017. Dați că-l sun pe John și aranjez eu cu el pentru 2018. Îi zic să vină în fiecare zi, o să vin acolo. Pe cuvântul meu de onoare. Și Cosmin e un pic dezamăgit, s-a așteptat la mai multe voturi, dar iată că nu vrea să arate, nu arată către public. Vrea să dea bine până la final. America rămâne America, la fel de frumoasă.
ca Ines. Bogdan nu este dezamăgit pentru că el știe foarte clar că poate să scrie pe site-ul lui exact ce trebuie. Mai departe, domnul premier zice, băi, când îi ajunge o mare, să vedeți cum schimb țara asta. Nu vreau să spun prea multe cuvinte despre Alina, nu acum. Iar vezi că ne vede lumea pe Facebook, dragă, noi ne dăm pe Facebook. Da, deci în 5 minute cel mult trecem la treabă și dăm premii. Și dăm inclusiv bursa generația lui John. Astăzi aici, în zona Scărilor Rulante, aflăm cine va beneficia de o bursă în valoare de aproximativ 10.000 de euro. Așa ceva? Da, 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 pe bune, serios, serios, serios. Bine, păi, hai să vedem. Cu cine începem? Ia să vedem cu cine începem. Nu, vreau să începem cu pierzătorii, Selena, că se simt pierzători sau nu. N-au de ce, suportul și susținerea publicului a fost acolo, a fost vizibilă, au fost foarte multe voturi pentru aproape toți concurenții, toți cei nominalizați, așadar n-au de ce să se simtă pierzători, cum ai spus tu, John, ba din contră trebuie să se simtă câștigătorii, că au fost în emisiune și au expus punctul de vedere și s-au făcut auziți. Și asta este, cred eu, cel mai important. Ia povestește-ne tu nouă cum a fost când ai venit în emisiune. Eu să vă povestesc cum a fost când am fost eu în emisiune. Păi eu am fost în 2015 în emisiune la John. M-a sunat într-o zi de luni, mi se pare, și zice, bună, sunt John de la generația lui John și mă gândeam că mâine poate vrei să vii la mine în emisiune. Și eu atunci micuță fiind zic, da, dar trebuie să vorbesc cu mama și bine, oricum nu-i bai, trebuie să vii să vorbești. Vedem noi mâine despre ce vorbești. Zic, bine, a doua zi m-am dus acolo și John mă aștepta așa cu un zâmbetul lui veșnic pe față. Și zice, nu-ți face griji, o să fie foarte bine, nici nu o să-ți dai seama când trece acea oră de emisiune. Vei vorbi doar despre ce-ți place, doar despre ce vrei tu. Și eu o să încerc să te ajut să n-ai emoții și să nu fie tracul, să zic așa, de cameră, de scenă și absolut tot. Și am vorbit despre, chiar acum încercam să-mi aduc aminte titlul care a fost expus acolo la emisiune și a fost Perspective pe tocuri la numai 16 ani, pentru că atunci, în ziua respectivă, purtam tocuri și așa am hotărât, am căzut de acord cu John să ne numim emisiunea. Și am vorbit despre ce mă gândesc eu că aș putea face pe parcursul tinereții, adolescenței mele și am vorbit despre perspectivele pe care eu le am și pe care le vedeam la momentul respectiv. Îmi doream să ajung o cântăreață de succes și încă sunt pe drumul spre succes, încă muncesc să ajung unde îmi doresc, dar unde sunt acum sunt foarte, foarte fericită și foarte mândră de ce am reușit să dobândesc până acum. Și vă sfătuiesc și pe voi, urmați-vă visul, faceți ceea ce vă place pentru că este foarte important, nu o să simțiți cum obosiți dacă lucrați, o să vă dați seama că cel mai important lucru este să-ți placă ceea ce faci și să faci de drag, să nu simți că muncești și, ba din contră, să fie o destindere jobul pe care l-ai. Eu asta consider că este foarte important pentru cineva și asta sfătuiesc pe toți cei de vârsta mea și nu numai. Și pe John îl sfătuiesc zi de zi să facă ceea ce îi place și culmea, el face asta. El ține emisiunea de foarte mult timp, de șapte ani sau câtelea este. Ba da, nu vrea să spună, este o falsă modestie aici la mijloc. Mai făcut și veteran și bătrân și toate cele. De pe 10 septembrie 2012. 2012, 5 ani. Așa, 5 ani. Bravo, da, suntem la sezonul cu numărul 6. Bun, păi hai să dăm refresh la pagină, să vedem cine... Cine câștigă și apoi să vă dăm și premiile. Avem premii și pentru cei care veniți aici în zona Scărilor Rulante. Veniți în număr cât mai mare. Avem premii pentru cei care stau alături de noi, cei care se uită pe pagina de Facebook Generația lui John și cei care sunt cu interacțiunea la zi. Dacă puneți și un selfie direct din zona Scărilor Rulante, atunci e și mai bine. Păi hai să facem selfie. Stai, dacă mai merge netul, fii atentă, că ne dă jocuri de alea, nimicește tankul, bam, 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 bam. Ceea ce nu e tocmai ce ne dorim noi în momentul ăsta. Hai să facem selfie cu toți de aici. Vrei să facem selfie? Da, trebuie să promovăm astfel. Perfect, hai să facem un selfie. Da, corect, ai foarte mare dreptate. Hai să ne punem, o să ne pară un pic rău pentru cei de acasă că stăm cu spatele la dumneavoastră, dar nu vă supărați, doar 2 secunde, atât ne înțelegeți. Ia, hai, cu spatele, bam, bam, bam. Dar eu nu mă mai văd, dragă. Păi și eu unde sunt, măi? Vino mai aici. Dar nici nu mă mai obosesc, să spun. Și trebuie să dăm mai jos, dar dăm mai în pană în partea asta. Mai. Și acum ridicați mâinile.
Și a făcut tehnologia. Super, a ieșit cât de cât, o să facem după aia poze împreună toți. Mai merge, mai merge, mai funcționează, e ce trebuie. Amintiri. Ia scrie generația lui John.ro. Uite că l-ai acolo. Dă-i and cut, perfect. Ăsta este, e ce trebuie. Ia să rem, nu mai da așa de mult. Aha, ok, e foarte bine ce ai făcut. E foarte bine. Dacă n-ați aflat până în acest moment, acum este timpul. Iată, nu mai dați zoom, lasă-l așa, perfect. Pe locul 3 o avem pe Mara Arsene cu 3192 de voturi. Maria, vino să mă ajuți, te rog eu mult. Sunt aici, dragule. Păi ce facem? Păi prezint singură. Pe locul 2 este Florentina Adam, care este aici lângă noi. Era aici, am pierdut-o. Unde este? Uite acolo. Iată ce cumințică stă. Iar pe locul 1, nimeni alta decât Maria Stan. Aplauze pentru ea. Tu îți dai seama că avem invitat anului 2017. Noi știm deja cine este. Cine este? De cum? Adică nu scrie acolo, adică trebuie să spun eu încă o dată. Scrie 5101 voturi. Maria Stan. Maria Stan, să vină aici în față cu noi. Da? Hai să vadă toată lumea cine este cea mai votată concurentă de anul acesta cu 5100 de voturi. Da, de ce? Stai cu fața. Unde te duci? Hai, te duci. Așa, bun. E ce trebuie. E foarte bine. Te simți emoționată? Să știi că noi o să te premiem și pe tine și pe toți ceilalți care au votat, care sunt nominalizați, dar mai ales locurile 3, 2 și 1. Zi-mi ce înseamnă pentru tine să fii invitatul anului 2017. Păi, în primul rând, vreau să vă mulțumesc vouă pentru că m-ați votat și mă simt foarte emoționată și mândră de mine pentru că am reușit să fac acest lucru. Sunt super... Aplauze încă o dată, stați liniștiți. Am uitat să spun că o să avem pentru tine un city break, dar povestim mai încolo. Bun, gata, hai să mergem către premiere. Și pe cine premiem, John? Pe toată lumea, nu-i așa? E foarte simplu. Începem cu locul 3. Hai, vino alături de locul noi. Locul 3, Mara? Mara Arsene, alături de noi, te rugăm tare mult. Hai de aici, între noi. Fii atentă, în afară de faptul că ești locul 3 și eu zic că meriți toate aplauzele publicului și celor de acasă care chiar acum ne dau like-uri și love-uri. Ia uite, hai că e de bine. Avem așa pentru tine pizza party pack din partea Furstar Pizza, un voucher cadou la eveniment de Airsoft, armă și echipament și îți promit eu că de fapt o să te mai duci cu încă cineva. Cadou de la Starbucks și chiar îi rugăm pe reprezentanții de la Starbucks să înmâneze cadoul. Te trimitem și la fitness, pentru că fitness, Nico, chiar lucrează cu cei mici, da? Și este un lucru foarte bun. Ține cum te simți? Mă simt foarte, foarte fericită. Mai tare, deci cum te simți? Sunt foarte fericită și mândră, n-am cuvinte. Mulțumim tare mult. Locul 2, acum? Locul 2. Hai să o chemăm pe Florentina, cu noi aici. Alina Adam. Toate, Alina. Okay, Alina. Adam. Pe locul 2, ce-i dăm? Ce premiu? Ce-a câștigat? Ia să vedem ce avem aici pentru locul 2. Avem un tratament de albire la oferit de Tovic Med, o ședință fotoprofesională oferită de Ovidiu Cristea, un pizza party pack de la Four Star Pizza. Vreau și eu. Încă ceva, mai avem încă două cadouri. Un voucher cadou la eveniment de Airsoft, cum am dat și locului 3, și un cadou de la dragii noștri de la Starbucks. Mergem apoi la Starbucks împreună, stai liniștită, deci nu trebuie să te panichezi. Mulțumim, aplauze pentru Florentina Adam. Iar acum, înainte de a vorbi mai multe cu locul 1, dorim să discutăm și cu reprezentanții. Nu știu dacă au venit reprezentanții de la Play Shopping City, dar începem cu Starbucks, pentru că ne dorim să știm un pic despre povestea din spatele succesului unei cafenele, dar mai ales despre implicarea în astfel de evenimente. Bună seara! Felicitări tuturor și mă bucur să văd tot mai mulți tineri care ies în față să ne promoveze pe noi ca țară. Motoul Starbucks în Europa este totul este posibil. Așadar, cred că se potrivește foarte bine cu evenimentul și cu generația lui John. Totul pleacă de fapt de la a-ți dori și a reuși. Așadar, totul este posibil. De fapt, cred că
cred că veți putea schimba ceva în lume și mă bucur să fim alături de generația lui John. Promitem să rămânem alături și la anul să ne vedem tot aici. Idei bune, povești extraordinare pentru cei care merg la Starbucks. Atunci când beau cafea, nu beau cafea așa, deci discuți cu niște oameni, te gândești la idei, stai pe Facebook, te sună cineva, te gândești parcă altfel la lucrurile astea. Iar acum, deci pentru cei care sunt pe Facebook, mulțumim că sunteți într-un număr atât de mare, vă mulțumim pentru fiecare share, pentru fiecare comentariu. Nu uitați că în acest live vom da bursa generația lui Johnny, o bursă care se întinde pe 3-4 ani, ceea ce pentru noi este extraordinar. Când o dăm, Maria? O ce dăm? Valoare avea bursa? Parcă am uitat. Cred că nu despre bani e vorba, dar dacă totuși ai adus vorba acum... Este o sumă fantastică și pentru studii și pentru burse, educație, pentru vorba. Educația generației mele și a voastre și a noastră, este foarte important că se investește în noi și în forțele noastre și eu de asta consider că este bine de menționat faptul că încă mai avem încredere și mai investim în tinerii noștri, deci... Te las pe tine să spui, pentru că este bursa oferită de generația lui John. Mi se pare că ești clasa 12, nu știu, îți dea de multe cuvinte și toate frumoase și... În fine, bun. Invit alături de mine reprezentantul Spectrum Ploiești. Vă rog să nu-i spuneți persoanei respective încă numele. Vreau doar să-mi povestiți câteva detalii despre Școala Internațională Gimnazială Spectrum Ploiești, pentru cei care sunt aici și cei care sunt pe internet, ca să vă cunoaștem mult mai bine și bine ați venit la gală. Bine v-am găsit. Mă simt bine aici pentru că noi suntem obișnuiți să lucrăm cu tinerii și pentru tineri. Considerăm că generația tânără merită investită în ea și cei care consideră că investiția în educație costă prea mult este invitat să aleagă ignoranța. Nu e vorba despre noi, în niciun caz. S-a vorbit aici că trebuie să existe schimbări în societate. Dar aceasta începe cu schimbare în educație. Că trebuie o școală mai bună, au spus unii dintre tineri. Își doreau o școală mai bună. Dar eu spun că ea începe să existe. Eu o cunosc, există Școala Spectrum, este o astfel de școală. Și vă invităm să o cunoașteți și dumneavoastră. Ne-am bucurat să pășiți pe porțile școlii noastre, să ne cunoașteți și alții care nu ne știu, cei care știu deja de noi, nu mai pleacă și află și alții de la ei despre noi. Astăzi poate află mai mulți. La Școala Spectrum se învață carte, dar dincolo de asta ies de pe porțile școlii și din timpul școlii tinerii care au curaj să se exprime, sunt fericiți că sunt la școală, care nu-și doresc să plece. La final de program mai doresc să rămână, nu rup porțile și ușile școlii să iasă. Lucrul acesta e cel mai minunat pentru noi. Eu sunt fericită că lucrez într-o astfel de școală. Elevii mei la fel. Elevii mei sunt fericiți. Puteți să-i cunoașteți, avem porțile deschise pentru dumneavoastră de fiecare dată. Vă mulțumim. Mulțumim și noi, aplauze. Eu sunt tare fericit de colaborarea asta, de acest parteneriat. Și vă zic și de ce, pentru că tânărul care astăzi câștigă bursa generația lui John o să fie urmărit și mâine, și poimâine, și peste un an, și peste doi ani, să-l întrebăm cum e. Ți-a plăcut? Îți place? Promovezi educația în continuare? E mai bine? Vrem și noi? Putem să ajungem și noi tot acolo? Și atunci este fantastic. În 5 minute vă spunem cine a câștigat bursa, generația lui John, o bursă pentru educație. Iar acum începem să o premiem pe invitata anului 2017. Este vorba despre Maria Stan. O, Doamne, ce onoare, ce plăcere, dar nu vrei să stai aici, nu vrei să stai între noi, nu crezi că e mai bine? Și acum, fii atent, ca între fete trebuie să vorbiți. Ca între fete. Da, ca între fete trebuie să o întrebi în felul următor. Ce schimbă de astăzi, ce face cu această titulatură, că eu mă duc după trofeu, avem trofeu pentru tine, da, serios, până mă vrici despre premii, aducem de toate, deci avem de toate pentru toată lumea, vorbim și despre un city break, eu tot am deci o să pleci în vacanță, deci o să pleci în vacanță, ai iubit?
ai iubit? Poți să mai rectifici întrebarea, răspunzi tot ce vrei tu, dacă ți se pare că, băi, știi, totuși nu te... În fine, e treaba ta, faci ce vrei tu. Maria, ai cuvântul. Am cuvântul. Draga mea, păi hai să începem prin a ne povesti pe scurt despre ce ai vorbit tu în emisiune, încă o dată pentru a le reaminti celor de aici și celor care ne urmăresc pe site-ul emisiunii. Ce a făcut pe tineri să te voteze în număr atât de mare, cu 5100 de voturi? În emisiune am vorbit despre voluntariat, i-am îndrumat pe tineri să-și îndeplinească visul și niciodată să nu renunțe la visul lor, să meargă treptat spre un nivel mai înalt, de ce nu, și să creadă că mai mult pot ei decât pot cei din jur, să nu aibă, să nu țină cont așa mult de părerile celorlalți, pentru că nu întotdeauna sunt bune. Și așa. Asta e un mesaj foarte frumos pentru noi, pentru, am văzut acolo scrie artistă, pentru noi artiștii este foarte greu să reziști și să nu pui la suflet tot ce se învârte, să zic așa, în jurul nostru și vorbele apărute și dezamăgirile pe care le primești din partea societății, pentru că vezi atâția oameni care apar în foarte multe locuri și tu te gândești, măi, dar eu cred că aș putea face mai frumos și mai bine și doar că eu nu știu, n-am avut, să zic așa, pe cineva care să mă promoveze sau să mă ajute să ajung undeva și... Nu trebuie să ne lăsăm descurajați și este foarte bine ce ai sfătuit tu pe tineri și dacă tot am ajuns aici la tineri, spune-ne ce ai tu de gând să faci între tinerii care te-au votat și cum ai de gând să-ți revendici, să zic așa, titulatura de invitatul anului 2017, cum ai de gând să sărbătorești? Țin să vă mulțumesc foarte mult că m-ați votat și vreau să promovez acest premiu și pentru voi, adică să nu renunțați niciodată, să știți că ce gândiți este mult mai important și ușor să vă promovați și cei din jur să vă ajute foarte mult dacă sunt alături de voi, pentru că voi mi-ați fost alături și vă mulțumesc foarte mult. Aplauze pentru invitata anului 2017 și o să-l invit aici pe John să îi spunem într-un final și ei ce a câștigat, pentru că tot ținem în suspans de atâta timp și experiență. Mă gândesc așa... Experiență, nu numai tu ce credeai, foarte multă experiență. Chiar acum introducem trofeul invitatul anului 2017, ți-l mânăm, e în mod oficial, e pentru tine. Și vă rugăm tare mult să faceți și poze cu trofeul ăsta, că ne-am chinuit să-l alegem pe cel mai bun, e ceea ce trebuie. Veniți aproape ca să vă vadă și lumea de acasă. Și din momentul ăsta începem și un concurs pentru cei care sunt acum pe Facebook. Trebuie să spuneți doar vreau premiu, atât. Deci eu o să mă uit apoi pe Facebook și o să premiez o singură persoană. Vreau premiu, vreau premiu, vreau premiu. În cazul ăsta vreau premiu. Da, comentați acolo, vreau premiu, vreau premiu, vreau premiu, vreau premiu. Și chiar acum o să mă duc către cei care sunt în public, pentru că am 3 premii și pentru ei. Serios. De ce nu mi-ai spus? Pentru că mă duceam și eu acolo să stau și eu, poate, cine știe. Păi nu. Tu n-ai voie, tu ești coprezentatoare, da? Of, firar să fie. Da? O să stau aici cu câștigătoarea și o să o îndemn să facă mai multe poze. Invitatul anului 2017. Așa. Și acum vreau să văd cui pot să-i dau premiu, 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 premiu. O să avem o întrebare, o întrebare, o întrebare. Cine să fie, cine să fie? Nu, dumneavoastră, vă văd că zâmbiți acolo, vă văd că zâmbiți. Care va să zică succesul pentru dumneavoastră ce înseamnă? Perseverența în viață. Perseverență în viață, perfect. Un cadou aici, avem nevoie de un cadou aici, da, neapărat. Cine mai vrea cadouri să vină în zona scărilor rulante, mai avem 2 premii și unul de dat pe Facebook. Cine vrea acum scrie, vreau premiu, vreau premiu, vreau premiu. Și da, deja știm cine este invitatul anului 2017, generația lui John. Veniți să faceți poze, e superbă, e aici alături de noi. Mă scuzați, vreau să dau un city break. Lăsați-mă un pic să dau un city break. Un city break? Da, ce presupune asta, John? Ei, ce... Poate mulți nu știu ce reprezintă acest termen. O vacanță. Wow, o vacanță. Așadar. Sună bine. Ia să vedem. Ce vacanță și oferită de... Maria Stan. Oferită de Bibi Maria Stan. Vacanța. Nu, hai, mai, Marie Stan. Maria Stan oferă această vacanță. Glumesc, niciun caz, nu. Fii arântă. Din partea Bibi Vacanța, ai un city break. Asta înseamnă 2 nopți de cazare cu demi-pensiune, luna februarie, la Mistral Resort din Moeciu. Ce frumos! Bravo! La munte! Bravo! Aplauze pentru această
vacanță, gândește-te cu cine, vezi că prin februarie cu Valentine's Day, cu nebunii, cu dragoste, cu școală, educație, să nu uiți de chestia asta, te rugăm tare mult, da? Bun, aplauze încă o dată pentru invitatul anului 2017, iar acum trecem la... Mai aveți? Vreau premiu, vreau premiu, vreau premiu. Și eu vreau premiu. Ia, veniți în cadru rapid să vadă lumea, veniți în, ca să vă dăm un premiu, veniți în cadru, veniți. Mai avem un premiu aici de dat, vreți să mai dăm încă un premiu pentru domnul care face live și care de fapt înregistrați... Ne iubește domnul de aici. Dumnealui de la începutul acestei de la, are, gale are 128 filmat? De giga pe telefon, de aia tot filmează. Am înțeles. Mulțumim tare mult. A filmat. O să primiți un premiu. Bursa, bursa generația lui John. Noi, echipa generația lui John, am ales o persoană, un tânăr, mai exact e vorba de o tânără, care nouă ni s-a părut că e foarte, foarte aproape de ceea ce e important și pentru noi și pentru mesajul pe care îl dăm, adică pentru portavoce, pentru tineret. Persoana respectivă nu știe, dar se află aici. Se află aici, alături de noi, în zona scărilor rulante. Inclusiv mama persoanei respective. Da. Despre asta e vorba, despre implicare, despre cât de mult ne dorim să oferim nu un cadou, ci un moment de oportunitate, un moment care se numește șansă. Șansa la o educație probabil mult mai bună. Am un nume aici. Sper să mai fie cu noi. Sper să mai... Nu știu, dacă nu mai e cu noi, nu mai e. Dar dacă mai este, mai este. Ia să mă uit împrejur. De jur împrejur. Este. Dar n-am zâmbit de la început ca să nu-și dea lumea seama. Bursa generația lui John. Care este o bursă de educație. Merge către... Fabiana Vuță. Aplauze. Fabiana, știu, nu credeai treaba asta, dar mămica ta, fără ca tu să știi, te-a înscris pentru bursă. Felicitări. O să vorbești cu cei de la Spectrum Ploiești. Vreau să vină și mămica. Mămica. Cine, unde? Aici. Săruna, bună seara, cum vorbiți? Vuță Georgiana sunt. Îmi pare foarte bine, mă bucur că a câștigat această bursă. Ce v-a determinat să vă înscrieți pentru această bursă? Educația la o școală privată este mult mai bună, mult mai... Adică toți din alte țări își educă copiii la școli private, pentru că în școlile noastre nu... E foarte mare... dezordine, ca să zic, cu... Suntem la început cu educația, tocmai de aceea mulțumim tare mult, aplauze pentru Fabiana Vuță, bursa Generația lui John, o puteți urmări pe Facebook-ul emisiunii Generația lui John, pentru că o să stăm în contact cu cei de la Spectrum, ne-au promis că ne lasă să filmăm acolo, să știm, bravo Fabiana, bravo, să facem poze apoi. John, am să spun o treabă. Să știi că mai sunt doar 2 sau 3 minute până se închide live-ul de pe Facebook. Trebuie neapărat să-i dăm premiile Mariei ca să știe toată lumea, să fie, să avem martori că i-am oferit toate premiile. I-am oferit City Break-ul, ai, da? Deci o să vorbim apoi toate detaliile. Mai avem așa, pizza party pack din partea Fursar Pizza, ședință fotoprofesională, adică să strălucești cu tot cu trofeu din partea Sorin Petculescu, fotograf. Tot așa un voucher la eveniment de airsoft cu armă și echipament, să nu fii periculoasă cu noi, te rugăm din suflet. Și cadou din partea Starbucks, Ploiești Shopping City, mulțumim tare mult. Aplauze încă o dată pentru invitatul anului 2017. Mulțumim tuturor partenerilor, mulțumim că sunteți aici într-un număr atât de mare. Mai rămânem mai puțin de 2-3 minute în acest live și doar socializăm. O secundă, John, pentru că Maria vrea să mulțumească cuiva și trebuie să-i dăm prilejul. Vrea să mai în față, ce? Draga mea, te rog. Era să rămân fără microfon. Ups. Și fără dinți. Te rugăm, Maria, spune-ne cui îi mulțumești.
Vreau să mulțumesc prietenilor și în special mamei mele care a contribuit la voturile mele și domnului Mache care este aici în roșu, care face live-ul. Vă mulțumesc foarte mult și fără voi nu cred că aveam voturile acestea. Vă mulțumesc mult! Încă o dată aplauze pentru invitata anului 2017! John, ia spune, ce facem în ultimele minute de live? Sau s-a oprit live-ul deja? Nu s-a oprit, nu. Nu s-a oprit live-ul, deci încă suntem live. Vreau premiu. Multe premii ne vrem. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Maria Ilinca, aplauze pentru această John. Persoană minunată. Mulțumesc, vă mulțumesc vouă că ați fost aici alături să de noi și... Să faci cunoștință cu Delia. Îți fac, promit. Și cu Bendea. Și cu Bendea. Și cu toți oamenii ăștia mari și să... Cu absolut poate ai și toți. Șanse să cânt într-o zi. John, dar și tu ești un om mare. Da, cu toți suntem oameni mari, dar doar atunci când ne uităm în oglindă și ne trezim la realitate. Mulțumim tare mult! Gata cu Facebook-ul. O să rămânem aici în zona scărilor rulante până ne pică vocea de tot. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre premii, despre ce s-a întâmplat în această seară, o să punem și poze, ceea ce înseamnă că vă mulțumim tare mult. Pa, la revedere, la revedere, pa, Facebook, pa, 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 și rămânem doar aici în zona scărilor rulante și avem premii pentru cei care sunt nominalizați și care n-au câștigat. Ne pare rău că n-ați câștigat invitatul anului 2017, dai foarte bine pentru că, uite, domnișoare Levin și vă oferă premii chiar acum în zona scărilor rulante, în Play Shopping City. Mulțumim partenerilor, mulțumim celor care sunt aici cu noi, tuturor tinerilor care schimbă zi de zi, care visează și care pun în aplicare, celor care nu se opresc. Și e foarte important să înțelegeți că nu trebuie să vă opriți. Așa, au venit și flori de la Florăria Siati. Și mulțumim tare mult pe această cale. Nu uitați să intrați pe generațialuijohn.ro. Nu uitați să nu dați like, să dați like și see first pe pagina de Facebook Generația Lui John în cazul în care vreți să promovați tinerii. Ți-au dat flori? Nu ți-au dat flori. Nu ți-au dat flori. Nu primesc cadouri, eu rămân fără cadouri. Alea, ce drăguț, aia e pentru mine chiar. Vă ajut și eu? Maria, unde ești, Maria? Sunt aici. Maria. Oh. Maria, uite ce am pentru. Deja parcă Maria. Maria, pentru tine, uite, pentru îți tine. Îți mulțumesc, John, stai să las, că nu mai am nevoie de acum. Ești frumoasă ca o floare. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație, da. Și pentru ocazia pe care mi-ai oferit-o să fiu aici alături de tine, de voi, de generația mea, a ta, de generația, uite-o pe Ioana. O salutăm și pe Ioana. O salutăm bună pe Ioana, Ioana. Salutăm Ioana. Pe toată lumea care a fost aici și ne-a urmărit pe parcursul emisiunii și al galei, a galei. Și îți mulțumesc încă o dată pentru flori. Hai că trebuie să dăm flori și celorlalți. Mulțumim, mulțumim, mulțumim tare mult. Muzica sus, 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 sus.